Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem un material mai amplu, discutăm despre de ce apelează Putin la cățelușii lui de la Kremlin de câteva zile care baună retorica nucleară. Discutăm despre Pokrovsk, acolo unde rușii au pierdut din tempo, existând ieri, potrivit hărților Deep State, o mică recuperare de teritorii. Și discutăm despre cum se recalculează și recalibrează loviturile ucrainene cu armament american, probabil prin aviația F-16, care va efectua lovituri asupra Rusiei după scenariul iugoslav. Vom vedea cum și cu ce s-ar putea întâmpla asta. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului cred că chiar și un număr mic de lovituri ucrainene cu rază lungă de succes ar putea schimba cursul războiului, iar Kremlinul desfășoară operațiuni ascunse împotriva puterilor occidentale, cu mult înainte de dezbaterea despre utilizarea de către Ucraina a armelor occidentale cu rază lungă pentru a lovi Rusia. Autoritățile ruse par să facă eforturi semnificative pentru a influența dezbaterea occidentală cu privire la permiterea Ucrainei să folosească arme furnizate de către Occident pentru a lansa lovituri la distanțe mari împotriva țintelor militare din Rusia. Aceste eforturi ruse arată profundă îngrijorare cu privire la presiunea operațională pe care astfel de lovituri împotriva Federației Ruse ar putea să o exercite asupra operațiunilor ofensive rusești în Ucraina, deși oficialii americani încă ezită să permită Ucrainei să efectueze astfel de lovituri. The New York Times, citând surse, a raportat că serviciile de informații americane minimizează efectul pe care atacurile ucrainene asupra Rusiei de la sistemele de rachete cu rază lungă furnizate de către SUA, Marea Britanie și Franța, din cauza numărului limitat de astfel de arme în Ucraina și incertitudinea privind furnizarea viitoarelor sisteme cu rază lungă de acțiune. The New York Times notează că oficialii din armata americană și din administrația Biden, care susțin schimbarea politicii, au spus că armele furnizate de către Occident ar permite Ucrainei să lovească baze și depozite de muniții rusești mai îndepărtate și să forțeze armata rusă să mute depozitele de muniții, posturile de comandă, elicopterele de luptă și alte echipamente militare dincolo de raza de acțiune a rachetelor occidentale, care, după cum au remarcat oficialii, vor complica foarte mult rutele de aprovizionare rusești către Ucraina. Potrivit The New York Times, evaluarea notează că Rusia va răspunde probabil cu o forță mai mare împotriva Statelor Unite ale Americii și aliaților săi, probabil cu atacuri ascunse asupra instalațiilor strategice și bazelor militare ale SUA și a bazelor europene din Europa, dacă Occidentul permite Ucrainei să folosească sistemele furnizate pentru lovituri asupra obiectivelor din Rusia. Da? Asta deja au făcut-o, a făcut Rusia și continuă să o facă. Asta este o altă vrăjeală după cea de ieri a revistei The Economist. Parcă în ultimul timp presa occidentală mainstream preia prea mult retorica de la Kremlin. De ce oare? Așa cum nu am fost de acord nici ieri cu analiza sumbră a revistei The Economist, așa nu sunt nici astăzi de acord cu articolul The New York Times. Eu încă mai cred și sper că Rusia se va prăbuși nu doar militar, ci și economic în viitorul apropiat și va pierde tot imperiul, nu doar teritoriile ocupate din Ucraina. Ziua 948 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 28 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 650.640 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1.470 de militari, 14 tancuri, 42 de vehicule blindate de luptă, 55 de piese de artilerie și 4 lansatoare de rachete.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Au existat ieri niște zvonuri că ucrainenii ar fi recâștigat niște poziții la Pokrovsk și am verificat pe ultimele 3 zile evoluția hărților Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Într-adevăr, așa cum se vede din imagini, au existat pe hărțile de ieri niște contraatacuri ucrainene, însă astăzi vedem că aceste contraatacuri s-au stins, din păcate. Avem un articol interesant potrivit căruia Ucraina va ataca aerian Rusia după scenariul iugoslav. Va merge oare această strategie? Noul pachet de ajutor acordat Ucrainei din partea Statelor Unite ale Americii va include muniție air-sol în valoare de 375 de milioane de dolari, folosirea expresiei muniții air-sol în loc de rachete air-sol în mesajul oficial al Departamentului de Apărare a Statelor Unite ale Americii, lasă câmpul deschis pentru speculații cu privire la ce armă este aceasta. La urma urmei, armele aer-sol nu sunt doar rachete aer-sol, ci și muniție de aviație folosite de avioanele de război pentru a lovi ținte terestre. Include asemenea bombe aeriene, rachete de croazieră lansate din aer, tunuri automate, mitraliere și lansatoare de grenade. Atenția acordată acestui detaliu din mesajul oficial este pe deplin justificată, deoarece Politico a raportat anterior că SUA vor furniza Ucrainei bombe unice de înaltă precizie și cu rază medie de acțiune AGM-154JSOW, care înseamnă Joint Standoff Weapon, produsă de către compania americană Raytheon, cei care produc și rachetele pentru sisteme Patriot, o bombă de 500 de kilograme. Potrivit publicației, raza de acțiune a acestei arme, capabilă să lovească ținte inamice la o distanță considerabilă, va permite piloților ucraineni de pe avioanele de vânătoare F-16 să rămână la o distanță sigură de linia de contact, de linia frontului, dincolo de raza apărării antiaerene rusești. Printre avantajele JSOW se numără precizia ridicată a ghidării, mai ales când vine vorba de ținte strategice geolocalizate. De asemenea, muniția are un cap de orientare în infraroșu, invulnerabil la interferențele de radiofrecvență. În plus, această bombă cu planare nu este vizibilă pentru apărarea aeriană, așa că este aproape imposibil să fie doborâtă de către ruși. Acest lucru face ca AGM-154JSOW să fie o muniție extrem de eficientă, capabilă să mențină F-16 ucraineni în siguranță, deoarece le vor putea arunca de la distanță fără să zboare în raza de apărare aeriană rusă. JSOW este folosită într-o serie de operațiuni militare bine cunoscute de către Statele Unite și alte țări NATO. De exemplu, operațiunea Desert Fox din Irak, operațiunea Forța Uniunii din Iugoslavia în perioada 24 martie-10 iunie 1999, războiul din Afganistan sau războiul din Irak. Cea mai faimoasă dintre aceste operațiuni este bombardarea NATO asupra Iugoslaviei ca parte a operațiunii de 78 de zile Forță Aliată. La acea vreme, avioanele țărilor Alianței Nord-Atlantice au efectuat circa 2300 de atacuri cu rachete bombă asupra aproape 1000 de obiective de pe teritoriul Serbiei și Muntenegrului. În total, 23.000 de rachete și bombe aeriene au fost aruncate asupra Iugoslaviei, inclusiv aproximativ 14.000 de bombe aeriene cu o greutate totală de 27.000 de tone. Printre principalele ținte ale atacurilor cu rachete bombă au fost obiectivele apărării aeriene iugoslave, care au fost lovite de către avioanele F-16 și F-15I Strike Eagle, în special cu bombe cu planare AGM-154 Joint Standoff Weapon. Cred că dacă va primi dezlegare, Ucraina ar putea ține la respect armata rusă în viitorul foarte apropiat. Și sper că acest lucru să se întâmple. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană.
Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!